Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un episod de Overwatch competitiv. De data asta pe Gibraltar, bine, Watchpoint Gibraltar. O să mergem cu Fera pentru că nu prea știu harta asta cât e cât ca lumea, încât să joc cu Reaper-ul, care oricum văd că e luat. Este care e platină, deci trebuie să ne care Reaper-ul. Ăsta aș ia aici Hanzo, care e absolut inutil pe harta asta. Am avea nevoie aici de un tank și aici de un off-tank sau doi tanci, dar în fine. Nu uitați, dacă vă place seria asta, să apăsați și pe butonul de like. Se uită cam 1000 de persoane și apasă butonul de like undeva la 100. Dacă am strânge măcar 200 de like-uri, ar fi super forță. Hai să-i dăm. Zarya would fit this well. Da. I am ready to go. Probabil nu o să schimbe ăla cu Hanzo, pentru că, na, de obicei așa se întâmplă. Intră jucători cu un anumit campion și ei joacă același campion, indiferent de harte, indiferent de ce e nevoie, ei joacă același campion. Că, na. Da, asta e amuzant din câte văd. Într-adevăr. That's why you are silver, dar omul nu-și dă seama că joacă în același... That's why you are silver, dar practic aia contează ce divizie ești, nu în ce elo ești. Thunderbird Systems online. Uite-l, bă, pe ăsta unde stă. Bun, kill confirmed. Oricum Hanzo chiar nu-i bun, gen, pe nicio hartă în atac. Opa. Fera lor. Bun, am scos-o. Înflați-l, fraților, că-i dau direct la lebe, înțelegi, mă? Oh, nice. Mamă, ce-am prins-o pe asta, ești prost. Healer-ul, healer-ul. Bă, dar nu-l prind pe ăsta direct în mufă. Bun, perfect. Mamă, frate, cât dansează ăsta, dar am plezit oricum. Și mi-a, dacă e nevoie, pot să dau și ultimata. Mamă, cum dau mie, ești tâmpit. Mamă, cum dau mie, nu, că-s fenomen, frate. Ah, până unde se meargă treaba. Oricum, sunt curios ce o să fac asta cu Hanzo, că eu, momentan încă am fac treaba, adică zdrobesc healerii, zdrobesc tancii, zdrobesc tot ce prind. Și în curând o să avem și streamuri cu Overwatch, PlayerUnknown Battlegrounds și Battlefield 1. Bine, în curând, gen, o două luni. E chiar foarte în curând, dar... aproximativ. Mamă, dar ce greu s-o pălesc. Dar și când îi dau, frate, îi dau fatala. Nu mă joc. Mamă, cum am dat, ești tâmpit. A, e un viat asta, what the fuck. Și m-am dus acolo, am zis, bă, gata, mă duc pe viitorul, pum, fac, înflăm, chestii. Mamă, cum dau, nu, că-s fenomenal joc. El îmi zice mie cum e mai bună Hanzo pe harta asta decât Fera. Când eu zdrobesc, frate, îi demoralizez pe ăștia. Și se și sinucid după ce se termină match-ul. Mamă, frate,
Zeu. Mică, uite și tu. Bam, bam. Deși eu-s DPS în față. Pumei, aproape că și tanchez imediat. Mamă, frate. A, mei, mi-ești tâmpit. 17 kg. Ca un adevărat zeu. Opa, tankul lor. Hai la grâlă. Nu, nu vor la grâlă oamenii. Hai, Zari, a fi corectă, că știu că vrei să mori. Bun, e acolo, na, ce să-i 20 kg. Gol la tot. În afară de objective time. Că practic am făcut lor oportunități. N-am stat pe obiectiv. Destul de greu să stai cu fera pe obiectiv când tot zbori în toate direcțiile și chestii. Toate direcțiile sunt pe legheleu. Bun, și acum facem defend clar cu mei. Chiar zic mă asta cât joacă de obicei cu Hanzo. A, nici măcar nu-i main-ul lui, what the fuck. Are 11 minute jucate cu Hanzo. Dar el joacă Hanzo. Da. La 11 minute jucate ești mare profesionist. Dar el îmi explică mie că Hanzo e mai bun decât Fera. Păcat că nu poți da tap și să vezi și ce-a făcut echipa ta. Că pun pariu că a fost o cizmă ordinară. Gen, am damage-ul, am kill-urile, am objective kills, deci maxim. Dacă ar ajunge pe locul 2, dar n-ajunge, n-are cum. Că nu dai damage cu Hanzo, de obicei. Genul ăla de campion cu care ai potențial la multi kill-uri. Pentru că dacă dai la căpău, ai omorât direct. Dar în același timp ești genul ăla de campion cu care poți să ratezi atât de lejereanu încât, pui mei, îl face useless în multi combinații. Noroc, ultima ta. Oricum i-am cărat până în punctul ăsta pe fraieri. Băieții din platină și gold ăsta, ăsta cu Hanzo, ăsta e tata lor. El e boss-ul. Stop the payload, ma. Din câte văd, cam singurel pe payload. În zona payload-ului, mai bine zis. Ce fa boss-ul la fi? Jbang! Lebeniță. Și nu crapă la dinerile acolo, ziceți voi. Ia o link ce apuc. Hai frate, nu intră o lebeniță acolo, corectă. Bun, am culcat-o. Opa. Aici era neapărat să dau shifteanu, să fiu invincibil. Ce fac prost. Și acum, ah, bun, perfect, am știut că este HP undeva în zona asta. Much better. Much better. Partea nasoală e că jucând cu main n-o să fac multi-kill-uri. Mamă, ce m-a culcat ăsta. Dragonfire, mersi fain de subscribe. Mamă, ce bulan, vezi, na, la chestie genul e bun Hanzo. Dacă ai bulanul ăla infect, să dai la capeu. Dacă n-ai bulan, să dai la capeu. Useless as pateu. Oricum, punct de aici o să le fie greu să treacă, mai ales că am ultima dată gen. Bă, frate, dar asta îmi dă tot în lebeniță. Temniță. Vericule. Calmează-ți țâțele, bă.
Ce-ai făcut proastă? Bun, am culcat-o. Doi am culcat acolo cu ultima ta. Ceea ce eu zic că e destul de ok. Uite pe ăștia aici. Ce-ați făcut prostovanilor? Mamă, ce m-a împins aia. N-am mai apucat să mă car de acolo. Asta m-a umflat, what the fuck. Trebuie să apuc să-mi încarc rapid ultimata. Ca ar fi nașpa să cucerească punctul ăsta, iurea. Pălegheleu. Mamă, ce fain l-am pălit în cap. Și iar l-am pleznit. Măcar hit destul de bun. Stați, bă, băieți, acolo, bă, băieți. Opa. Mamă, ce m-a pleznit. Mamă, ce capeu. Mamă, ce capeu. Bun. Hai că trebuie să-mi dau aici ultima ta neapărat. Ce-a făcut prostovanilor? Bun. Am shift-ian în caz de ceva. Oricum sunt on fire, chestii trestă, adică, na. Așa-i când ești bun. Partea nasole când odată vagabanta asta e Ana cu prostia și nu mi-am luat fit. Bun. Perfect, și win. Vezi, asta înseamnă să joci corect. Scurios cine pe prima pozită. Pum, pariu pe orice că-i harambe. Că n-am mai mulțui și eu la un fire și chestii. Și eu l-am observat să facă ceva în match. Hanzo maxim. Maxim pe poziția 4-a, 5-a pe acolo. Că o juca nimic. Monkey carried for sure, dar bineînțeles. Bine, și asta e zic, gen monkey carried for sure pentru că ăla e platină, știi, și na. Cum să zică silver carried. Mai ales că, na, primul punct le-am făcut, gen eu punctul. Bă, nu primul punct, pe atac mai bine zis. Sunt 3 puncte, de fapt. Ți-i dau la asta, dar asta mi-o luat. Cât eu aveam, 35 de kg sau 32, ceva în genul. Hai că-i dăm. N-aia nici gând eu cutia. Să vedem câte puncte îmi da. Am avut 1907 ceva în genul. Că am pierdut ieri, că na. Așa a fost treaba ieri cu troli. 3 meciuri cât am jucat și am avut 3 troli infect. Am recuperat ceva. Dar tot n-am season highest sau ceva în genul, season high. În fine, cam atât și cu episodul ăsta de Overwatch. Nu uitați să apăsați și pe butonul de like, pentru că sunt 1000 plus persoane care se uită la episod, dar apasă maxim 100-150. Să strângem și noi la episoadele astea măcar câte 200 de like-uri, ar fi fain. Forță maximă la 200 de like-uri. Salutare!